Salutare! Noi suntem în Dodi și continuăm astăzi discuția în jurul cărții lui Wortel Block, Pledoarii incomode, și astăzi vorbim despre nelegiuiți. Și aici nelegiuiții lui Wortel Block sunt bișnițarul de bilete, taximetristul fără licență și polițiștii care... Vai, corupți, Doamne, mă rog. Sunt corupți. Da, da, înainte însă de a discuta, vă spunem, asta e cartea. Jos în descriere găsiți un link de unde o puteți cumpăra. Pe noi ne ajutați dacă dați un like, share, subscribe și așa mai departe. Tot jos în descriere mai găsiți alte locuri unde dați peste noi pe net, gen un blog, un cont de Insta, un cont de Twitter. Pe contul de Twitter din când în când o să avem și niște emisiuni ținute de Gabi în care discută afacerile curente. Dacă vreți să dați o ureche și pe acolo, dacă ziceți că vreți și practică, nu doar teorie. Soluții, nu discuții. Așa. Și tot în descriere găsiți și niște link-uri de Patreon și de crypto, dacă considerați că merităm niște suport pentru efortul pe care îl facem. Pe lume nu știm cum au apărut licențele de taximetrie. Nu știm de ce. Ca să apere pe cei existenți, să nu-și piardă slujba. Mă rog, și în exemplul lui Block din carte... De ce au apărut? Întotdeauna știi de ce a apărut o licență. Vreau să protejeze o clasă de nou parveniți împotriva... concurenței pe care le-ar face cei... Și mai noi veniți. Și mai noi veniți. Motivul oficial, el discută două, de fapt. Motivul are cum oficial, unul e legat de calitate. Licența e un garant al calității. Ai licență, da. Mă urc. Am încredere că o să mă duci la destinație. Deci licența e un... Da. E ceva mai tare decât dacă te-ar garanta Vanchelie. Licență de taximetrie. Alt motiv discutat de Block este că ar fi unul că dacă n-ai avea aceste licențe, dacă ar fi la liber, se bulucesc taximetriștii, se face toată lumea taximetrist. Nu mai câștigi nimic, că a crescut oferta, au intrat atât de mulți taximetriști și ai trecerea asta bruscă, mortală, de la un număr mare de taximetriști la nu mai e nimeni. Și argumentul se termină acolo. Block zice, nu, fraților, nu e așa, știi? Ok, chiar dacă ar intra Buluc, pleacă unii. Taximetriștii marginali, să zicem, care nu sunt buni, au alte oportunități mai bune în altă parte. Dar nu e chestia asta prostească. Adică ce să vezi, dacă lași piața liberă, ea se va comporta ca o piață, nu? Da. Ideea e că ajungi la un echilibru optim. N-ai situația asta în care ai... mulți, ai milioane de taximetriști și apoi nu mai ai nimeni. Asta era... Bine, acum sunt și curios dacă cineva chiar a formulat obiecția asta. Chiar a crezut asta, nu? Da, pentru că aia cu calitatea e plauzibil. Sună ca și cum ar fi fost formulată, să știi. Întrebarea e dacă a și crezut-o ăla care a spus-o. Eu zic că mai degrabă o reduce la absurd, dar nu știu. Sau nu, cel puțin nu e atât de popular argumentul. Deci că ai trecerea asta bruscă, dar foarte mulți, la zero. Normal că nu e popular argumentul. Bine, el a scris chestia asta în anii 80. Acum avem exemplu cu Uber, Bolt și taxiurile vechi și se vede că n-a... Da, da, nu e... Da, experiența n-a murit nimeni. Arată că n-ai avut trecerea asta bruscă de la mulți la zero. Și nu numai, spune tocmai asta că experiența cu Uber, Bolt și așa mai departe, mai ales în România, dar ea spune că și în alte țări, îți arată că... Nu, hai să zicem în România, în alte țări e cu duș întors, da? Dar cel puțin în România îți arată că cum e mai bine, cum e mai bun serviciu. Când era cu taximetriștii pe care auzeam că toată lumea îi înjură, sau acum când ai Uber, Bolt. Și apropo, culmea, mulți sunt aceiași. Sunt tot aia, pentru că la Uber, Bolt trebuie să aibă în continuare licență de transport și medalioane și așa mai departe, dar nu poate să-i controleze așa de ușor.
Am impresia că nu mai e limitat numărul. Aș, nu mă pricep. Nu știu dacă nu mai e limitat. Eu cred că e limitat, dar tu ți-ai o licență și da, poți să ții 5 mașini pe ea. Ce contează? Că nu mai ai licența să fie lipită de mașină. Ah, ok, good. Și tu ai o licență 7 șoferi. Good. Unul de la 0 la, de la miezul nopții la 6 dimineața, altul de la 6 la 8. Și uite, 8. Piața ce a făcut? A adus sistemele de reputație. Poți să ai clienți cu steluțe puține și nu-i mai ai nimeni, sau poți să ai șoferi cu steluțe puține pe care de multe ori îi dă afară direct, nu așteaptă. Firma nici nu mai așteaptă să cearnă piața că ăla nu mai are clienți. Deci tu zici că licența nu mai e pe om? Înainte era pe mașină. Nu, e în continuare pe un individ, da, în sensul de agent mașină. Economic, da. Știi? Dar ea era și lipită afară pe mașină, că era medalionul. Medalioanele de care vorbește Bloc, aveam și noi medalioane. Așa erau cu... puse pe ușa mașinii. A, așa cu și acum ta. Nu mai pune acum nimic pe ușa mașinii. A, ce avantajul e că e mai bine pe om decât pe mașină, nu? Asta e. Nu? Sau? E pe firmă, de fapt. E pe firmă. Ai o licență, dar poți să ai oricâte. Dar poți să ai mai multe mașini, că înainte să controla ușor. Vedeai un taxi galben, da? N-avea medalionul lipit, da? N-avea ovalul lipit. Putea să-l tragă liniștit polițaiul pe dreapta să-l întrebe. Dar acum toate mașinile sunt ok, sunt alea pe care scrie Bolt, știi? Dar sunt o grămadă de mașini personale pe care nu scrie Bolt. De unde să știe polițistul că, e, fapt, că da. E de Bolt? A, nu știe că e taxi. Exact. Nu, no, și e mult mai puțin transparent. Apropo și, atunci... de, și de polițiști, nici nu prea mai au treabă să controleze chestia asta, că nu să nu mai... Asta nu e progresul, că nu te mai vede poliția sau... Păi, hai să fii atent care e faza mișto, da? Unul la mână. Licența aia nu mai contează că acum apare tot mai multă lume care nu e licențiată. Doi la mână. Polițistul în sine nu mai controlează să nu vină nelicențiați, da? Și ce să vezi, al dracului serviciu crește și în calitate și în disponibilitate și în toate lucrurile. Wow! Adică, ca și cum, da, dereglementarea îți dă. Bine, Bloc avea un exemplu mai dur în care ei aveau niște cartiere nasoale unde nu se duceau taxiurile și au apărut unii fără medalioane, fără licență, care făceau taximetrie înăuntru, în cartierele alea. Și polițiștii și lăsau în pace pentru că, vezi, doamne, nu luau mi din... Mi se pare că îi discută și Rothbard în manifestul. Păi știi care era problema? Că pe lângă licență, primăria sau agenția de taxiuri impunea și un preț. Da, și atunci da. Taximetristul, știi, ar fi luat pe unul care se ducea în Brooklyn, dar zicea, bă, poate îmi dă cineva în cap, dar și tu mai mult sau ceva. Și nu avea voie să ia mai mult pentru a acoperi riscul de accidente, de alte agresiuni pe acolo, de alte agresiuni, și atunci nu-l lua, pur și simplu. El refuza. Așa și începe discuția Bloc. Discuția începe, e una de controlul prețurilor. Ideea e că dacă permiți prețul să crească, ăla te ducea în Harlem sau în zone de astea dubioase la preț mic și fix, nu. Nu se riscă. Da. Apoi urmează discuția cu licențierea, cu... Da, și atunci oamenii de... apărea această discriminare împotriva, de obicei, a minorităților sau oamenilor de culoare. Și atunci un taximetrist, dacă ar fi avut libertatea de a oferi serviciul în condițiile pe care le stabilește el, ar fi mărit prețul sau ar fi avut o mașină mai de proastă calitate sau mai veche care să fi făcut serviciu de taximetrie și în acele cartiere. Dar neputând face treaba asta, din cauza primăriei, nu o făcea. Și basically, el aici zice, uite, ai niște oameni care fac un serviciu clienților și care nu au de ce să fie în afara legii, pentru că nu agresează pe nimeni, ba, din contră, fac un serviciu. Și totuși, regulamentele, normele, whatever, legislația, îi ține în afara
în afara legii. De aia zice nelegiuiți. Sunt sigur că situația acum s-a întors unde era, dacă mergem ce avea el în vedere în New York sau nu știu, cred că era. Adică s-au întors licențele, s-au întors da. Prețurile tot fixe. Cam asta ar fi ipoteza mea, dacă te duci azi. Mă rog, el când spune prețuri fixe, știi, la mie asta mi-a picat un pic așa, adică mi-a dat cu virgulă până când mi-am dat seama că de fapt se referă la tariful pe kilometru. Da, ăsta e partea fixă și, într-adevăr, ideea ar putea fi că tu poți să ceri un, ca taximetrist, poți să ceri un spor de risc ca să te duci nu știu unde, da? La noi, mulți ar fi vrut, de când mă duceam prin Chiașna pe vremuri, ar fi vrut, dom'le, ok, te duc până acolo, dar să știi că drumul acolo e prost. Deci îmi stric mașina unde vrei să te duc eu. Trec peste linii de cale ferată, trec peste pe felul de hârtoape, nu sunt asfaltate, deci nu neapărat că ar fi fost, să zicem, departe sau în locuri rău famate. Era un risc. Altfel de pericol, altfel de... Alt risc, nu contează. E, și blocul, continuând de exemplul lui din New York, spune, din cauza că acele zone rău famate nu erau acoperite de taximetria legală, licențiată, au apărut acești Gypsy Cab Drivers, cum îi numește el, care au preluat acest vid lăsat de taximetriștii licențiați și au oferit servicii de taximetrie în acele cartiere în care ei nu intrau. Nu erau licențiați, deci făceau o haiducie pe acolo. Oricum, nu se întâlneau unii cu alții, ei rămâneau acolo în cartierul lor, ofereau în sfârșit servicii consumatorilor din acele, de taximetrie din acele cartiere și își câștigau un ban cinstit. Însă, la un moment dat, au apărut conflicte, deoarece unii încercau să iasă, da? Ok, du-mă din Brooklyn, du-mă pe Wall Street, m-am angajat la o bancă acolo. Sau invers, de acolo de după înapoi. Dar de ce e 12 noaptea? Lasă-mă! Da. Și atunci au apărut conflicte între taximetriștii licențiați și cei nelicențiați. S-a lăsat cu scandal, cu bătăi, cu mașini sparte, cauciucuri dezumflate, până când au intervenit autoritățile și au zis hai să vedem cum rezolvăm problema. Vedeți că vă trebuie autoritățile. No, discuția asta a fost și la noi, deci ăștia licențienții noștri n-au zis hai să mergem pe soluția liberală să dispară licențele. Nu, licențienții noștri au zis nu mai lăsați Uber și... Da. Asta e. Și mereu te lovești de chestia asta, să moare și capra vecinii. Dar și înainte de apariția Uber, taximetriștii București aveau pată pe șoferii din Ilfov. Erau din zonele limitrofe Bucureștiului. Veneau cu mașinile aici în București și făceau... Îți dai seama ce de treabă aveau? Adică ăia, ca să înțelegi, aia erau licențiați în comunele din jurul Bucureștiului. Adică aveau licențe din jurul Bucureștiului. Ia. Tot nu le convenea pentru că na. Ce discuție o să aici la taxe? Patronii nu zic, domne, să... Hai să abolim taxare. Asta să fie soluția. Nu, patronii zic, eu îmi plătesc cinci. Taxele, da. Că poliția și pe capul alora, știi, să plătească și ei cinstit. Uite, nu am spus-o în spațiul de pe Twitter, dar recent mi s-a aprins beculețul în legătură cu protestele transportatorilor și fermierilor. Doar transportatorii și fermierii mici au probleme și sunt în stradă acum și protestează. Cei mari n-au nicio problemă. Deci ei nu protestează. Ministrul Agriculturii spunea, domne, eu am vorbit cu asociațiile a fermierilor. Au 9.000 de hectare asociația asta în, mă rog, fermierii din asociația asta. Deci era vorba de fermieri mari care nu au probleme cu noile taxe, noile reglementări și așa mai departe. E ca și la corporații, că își permit costurile de compliance. Nu, mai mor și ăștia micii. Moară liniștiți că o să vină la mine afacere. Creștem noi, da.
La fel și transportatorii. De asta. E frică. E și partea asta malefică explicită, știi? Adică știi că dacă bagi care reglementare elimini. Păi, știi explicit asta, probabil că știu, nu sau... Știu sigur. Știu sigur. Păi, puteau să se alieze, domnule, și noi. Da, fermierii. Eu am 50.000 de hectare, le sunt în asociația nu știu care, am totul de asigurat de la desfacere până la, mă rog, pentru mine un cost în plus să-mi fac un ITP la tractoarele și utilajele mele, e un cost mic pentru 50.000 de hectare. Dacă ai 3-4 hectare, îți dai seama. Întrebarea mea e cât e cinism și cât e, nu știu, poate fi o chestie bine intenționată. Uite, faptul că ăla la o cofetărie mai are nevoie de o, nu știu, chiuvetă, da, încă o chiuvetă. Patronul de mari cofetării să zică nu, că e așa, e bine, știți. Mai fie o chiuvetă acolo. Deci să nu fie un cinic care vrea să-și elimine competiția. Și cred că așa e bine, cum să nu... Adică ce faceam noi, un idiot util. Bine, ce mi se pare interesant în povestea lui Bloch este că piața a rezolvat. Știi că ai de multe ori supărarea asta. Uitați, dacă nu se face, nu știu ce, să facă ceva statul ca să se producă servicii. Nu mai știu pe cine am auzit de curând la EU sau, mă rog, niște potentați ăștia grei la nivel înalt ziceau trebuie să ajutăm noi nu știu ce piețe în creștere, trebuie să facem ceva ca să-i ajutăm. Și, mă rog, noi ne-am gândit foarte mult la lucrurile astea și mi se par foarte natural, automate. Nu, trebuie doar să-i lăsați în pace. Nu mai vă băgați voi să ajutați, lăsați că... Deci tot ce ar putea cineva să pretindă că e nevoie, dar din nou, piața ar rezolva-o și pe asta, ca pe toate de altfel, ar putea să le fie frică de tot felul de abuzuri, înșelăciuni, agresiuni. Doamne, vin nu știu cine, ăia mari și ne fac niște chestii nasoale. Nu, asta e un fel de mentalitate din asta de ne e frică. Nu, argumentul cheie e calitatea serviciului, cred, la taximetrie. Da, interesant e altceva, că dacă stai să analizezi și povestea cu taximetriștii, și mai sunt și alte povești la care ne-am uitat noi pe parcursul timpului, acolo unde discutăm de licențe. Uite și povestea asta cu fermierii pe care o zisă Gabi mai devreme. Ăia mari chiar vin să-ți facă ceva. Tu care ești mic, eu nu e neapărat o frică invalidă, dar uite că vin să-ți facă cu statul. Da. Niciodată nu vine aia mari să-ți facă ceva cu mijloace private. Nu. Pun mâna pe puterea lor de lobby, cumpără statul, iau politicieni în buzunar și te trezești cu legi care îți interzic să mai crești porci până o gradă. Yes. De exemplu. Da. Cu ocazia asta să amintim că taxele nu le-a votat nimeni și sunt furt. Da. Și după aia se miră lumea, dom'le, dar de ce apar monopolurile? Dacă o țin tot așa, o să ajungem în România doar cu 2-3 transportatori și 2-3 fermieri. Dom'le, dar cum au ajuns ăștia să cumpere milioane și milioane de hectare? Uh-huh. Pentru că cei mici au fost dați afară din acest business, da? Prin tot felul de, să zicem, reglementări. Da, trebuie să ai și ITP-ul făcut la tractoare, trebuie să ai și pavaj, nu știu cum, și să pui și culturi verzi între culturile pe care le comercializezi. Deci tot felul de prostii, da. Iar în cererile lor sunt și lucruri bune, domne, eliminați taxe, accize, tranala, tranala, și lucruri. Măriți-ne subvenții, măriți-ne. Da. Ceea ce nu știu ei, cum s-a întâmplat și în cazul olandezilor și în cazul germanilor, întotdeauna subvenția vine la pachet cu... Trebuie să îndeplinești de condiții. Aproape întotdeauna vine. Pentru că ministrul agriculturii acum le-a spus la fel.
Bă, noi depindem de UE. Vreți să nu mai primim subvenții? Nu vreți să aveți un ajutor de 100 de euro, 200 de euro pe hectar la diverse chestii? Ei ziceau, dom'le, nu. Au zis nu? Da, da, da. Nu, nu, nu. A, nu. Vrea și ajutorul și... Nu, da, exact. La ceea ce, la argumentul ministrului. Vrem să ne lăsați în pace cu controlele, dar să primim subvenția. Asta din astea, știi? Bine, știi care e durerea? Că pentru că ești într-un mediu controlat, afară e controlat și ăia primesc subvenție, într-un fel logic, ca să nu zic că nu e legitim, dar mă rog, într-un fel logic zic că și ai noștri, păi noi nu putem să vindem că ăia vând ieftin, că o parte din preț e ținută de subvenție, noi cum să vindem dacă nu ne dai și tu subvenție? Da, e și un război de ăsta idiot al subvențiilor și noi nu putem să-i batem, că iau mulți bani să dea subvenție. Bine, amuzant e că aceeași entitate subvenționează și într-o parte și în alta. Da. Da. Dar cel mai bine ar fi... Doamne, okay. Zici că e investitor de la Dibace, care vedem cine iese. Numai Dibace. Trebuie să te reprofilezi. Ori reziști în piață pe cont propriu, fără subvenții, ori dacă nu, și lumea preferă să mănânce, cum ar veni, grâu subvenționat de toți germanii, da? Toți europenii, dar fără inclusiv... Bine, este un subiect dur și pare că e complex, dar mie mi se pare că... Deci ce am zis noi de-a lungul timpului? Lăsați alte țări să subvenționeze, cumpărăm noi lucrurile alea ieftine și noi facem altceva. Exact. Ceva ce se vinde în altă parte, nu neapărat la ei înapoi. Dar whatever, facem un circuit al deficitului. Nu totul e subvenționat. Dar românii o să zică, păi și cum noi să nu o să mai știm să facem tomata și grâu? Și rezolvarea mea este să păstrez cunoașterea. Aia e, păstrarea cunoașterii e una și producția subvenționată mi se pare că tot altul. Asta a fost poziția liberală clasică. Într-adevăr, lasă-i să subvenționeze, mâncăm ieftin, lasă. Eu sunt proști francezi și... Da. Eu mă gândeam și la argumentul ăla, uite cum a amendat Vali mai de mult discuția asta. Da, da, îi poți lua nu pe chestii economice, ci pe chestii etice, știi? Că nu e, adică să nu îi lași să vândă aici chestii, pentru că sunt chestii furate, știi? Zic un argument de ăsta etic. Argumentul economic standard, liberal aici, ăla ce a zis Alexandru. Da. Dacă ei vor să sunt proști, pui un gure să ni-l vândă nouă... Subvenția de aproape gratis, ok. A, și tu zici că subvenția e bani furați? Nu, etic poate fi. Dom'le, pe ce ești companie chinezească? Pe și tu cu ce bani ai făcut? Păi am furat de la chinezi. Nu e la noi. Așa cum nu vinzi biciclete furate. Deci ăsta să fie argumentul și mi se pare că e... Da, e tare. E o chestie. Adică protecționism e... pe criterii morale. Da, e un fel de protecționism. Așa mi se pare și mie. E protecționism. Dacă protecționism, da, nu, ai mai fel ce puteai să faci. Le spui la consumatori români, bă, nu vedeți că grâul ăsta a fost luat cu sudoarea... Nu, pentru că tu interzici, ca și cum ai interzis să vinzi biciclete furate. Gabi zicea acum că ai avea variantă să nu interzici și doar să convingi... Doar să convingi populația. Dom'le, gândește că asta e cu sudoarea și cu sângele. Bine, asta e populația bani, o să... știi? Păi asta este. Dacă consumatorul... Dacă tu te apuci să faci chestii de genul ăsta, e pe ideea, păi... aia cu alumniză. Păi eu să cumpere toți de la ăla... De la ăla care n-are 5 copii. Că de-aia cumpără din hipermarket și nu cumpără, da? Da, da, da. Păi nu, cumpără de la țărani. Ok, câți cumpără de la țărani? Nu foarte mulți, probabil. Dar na, e și asta o evoluție. Mă rog, oamenii... Mi se pare și n-am văzut asta lui Vale, știi? N-am văzut prin altă parte. Fix argumentul ăsta. Deci un argument... Francezii să nu mai vândă chestii furate, știi? Asta, asta să fie problema, de fapt, știi? Cred că, de exemplu, cu China sau cu Bangladesh, ei bagă chestii de genul ăsta. Vedeți că acolo sunt copii care muncesc. Sau în China sunt musulmani aia, cu sângele lor, cu nu știu ce, aia... Mă rog, tot felul de combinații. Da, din s-ar putea, adică. Nu e așa... Interzicem. Adică s-a mai văzut, dar pe alte criterii. Da. Yeah. Bine, revenind un pic la ce zice Bloc aici în carte, mie mi s-a părut interesant că... De asta, apropo, că noi tot avem discuția asta câteodată. Dom'le, dar cum o să fie? Dar cum o să fie? E, uite că
în Argentina. Uite că nici Block n-a știut cum o să fie, de exemplu, pentru că Block spunea că soluția aleasă de piață o să fie asta în care prețul o să dicteze. Ăștia o să negocieze prețul cumva așa, licitează și se duc în zonele mai... Na, că n-a fost așa. Na, uite, Bolt-ul și Uber-ul acum, dar nu te lasă să îți variază prețul, dar doar în funcție de cerere și ofertă. Nu în funcție de cât de riscantă e asta sau nu. Despre riscurile respective. Dar măcar nu-l obligă să se ducă. Poți exact, să despre riscurile respective se ocupă partea de rating. Da? Ratingul clientului îți spune dacă asta e o cursă riscantă sau nu. Și tu ai voie să o alegi sau să nu alegi. Dar nu, dar nu se pune problema așa cum se gândea Block, că o să meargă prin preț. Da? Deci câteodată nici gânditorii libertarieni nu nimeresc direcția în care piața o bine, să găsească dacă, soluția. Dacă piața ar fi fost lăsată liberă, poate se întâmpla ce zicea Block și s-a reglat totul prin preț. Cum ne așteptăm bine, și noi. Chiar nu crezi că are... ar fi putut fi o adică chestie... Adică acum nu e piață ar fi cu adevărat liberă. Ar fi putut fi o chestie de genul ăsta implementată pe... Bolt, pe Lyft, pe Uber, fără nicio problemă. Și cum degrabă da, n-avem noi zone atât de famate, știi? Nu, dar uite că se duce da, în Chiajna sau că se deci, duce în nu știu ce. E zonă famată nu, de... dar poate e drumul stricat. Nu mai e că la fel. Gabi vorbea de Gani. Pe vremuri, că nu, dar... Sigur sunt alte drumuri stricate sunt, mai în sunt. Alte zone. Mai sunt, da, mai sunt zone acum mult în afara Bucureștiului, da? Duci de la Ciorogârla încolo. Din ce și așa mai departe. Ideea este că atunci când... Bun. Sunt unele... Deci au construit ăștia în zone unde nu e asfaltat. Da. Ideea este că e o problemă cu... Ei, vine un taxi să te ia de acolo, să te aducă în centrul București, nu ai tu treabă. Ideea e că trebuie să-i plătești nu la kilometru, pentru că el, dacă rățineu că rămâne acolo, dacă te duce în zona aia, el nu mai găsește în zona aia altceva și se plătește un premium, știi? Da, măcar dublu, cum trebuie ar veni, să trebuie să-și întoarcă, exact. Unde găsește cât de cât alte curse. Asta la taxi sau... La taxi, da. Da, da tu ce vrei să zici, Vali, că nu, ce n-a văzut blocul? Vreau să zic că câteodată... N-a văzut că soluția Uber. Că oamenii ăștia care ne cer nouă să prezicem cum va fi viitorul și când noi le spunem, băi, piața o să găsească o soluție... Câteodată, când încercăm să prezicem viitorul, soluția pe care o găsește piața nu e aia pe care am prezis-o noi, știi? Nu, adică, nu pare de bun simț ce zice Block că o să coste mai mult. Ba, pare de bun simț, dar hai să spun eu unde nu e de bun simț. Tu când vrei taxiul, de exemplu, dacă discutăm și asta, Block și-ar putea imagina, la nivelul unui oraș mare, da, milioane de oameni cât are New York-ul, să începi un proces de licitație pentru curse, păi îți crește, în primul rând, că ăia care sunt conduc, să zicem că merg, da, sunt în trafic, nu prea poate să liciteze, trebuie să fie atenți la altceva. Da. Să zicem că poate să-și pună niște programe automat, dar deja crește costul de mentenanță, înțelegi? Soluția mai simplă e asta pe care o avem acum. Oamenii aleg în funcție de ratingul clientului, că asta a venit din piață. Da, Uber a fost atât de nereglementat inițial, încât... Făcea activ puș la, cum să spun, împotriva reglementărilor de taximetrie. Da, Uber nu ți-a mai mult de Crăciun. De... Păi da, aia are legătură cu cererea și oferta. Păi da, da, riscul ăsta intră în preț. Nu, asta încerc să spun, că nu intră că riscul. Nu poate să, nu el, șoferul nu zice vreau mai mult. Nu vede, se cere o cursă acolo și... Șoferul nu-și pune el prețul. Șoferul nici măcar nu vede unde e cursa, apropo. Ah. Șoferul vede doar punctul de plecare, nu vede unde trebuie să se ducă. Da. Asta e limitare de la Uber. Da. Asta e limitare de privată. La Uber și Bolt. Asta e modelul pe care l-au acceptat. Da, e modelul lor. Așa, asta e contra... Asta criticai tu, că nu, ăla nu știe, ca asta... să influențeze prețul... Exact. Ca să influențeze prețul, ar trebui măcar să știe unde se ducă, dar sigur nu. Păi atunci poate e răspunsul meu, că sunt omogene zonele. Nu e așa de... Pentru că dacă ar fi fost, deci dacă te duci într-un cantier ca în Irak, cred că și Uber-ul. Încă o chestie, mi se pare că
soluția Uber nu este chiar o soluție de tip piață liberă 100%. Pentru că ei s-au inserat într-o piață reglementată. Ei, Uber-ul, dacă ar fi fost piață liberă, s-ar fi bătut cu soluții cu totul noi, altfel. Noi, da, diferite. Noi, diferite. Ca la, da, o bursă pur și simplu sau altceva, o alte modele din astea. Da, ei sunt, ei sunt un serviciu de transport, ei nu sunt o platformă de un market. Da. Deci, într-o piață liberă ar fi apărut mult mai multe soluții care poate, să zicem, ar fi lăsat Uber-ul în urmă în privința cifrei de afaceri. Deocamdată Uber-ul se bate doar cu, doar cu dinozaua din ăștia de tip licențiați. Nu se bate doar cu dinozaua. Ai Uber, ai Bolt, ai Freenow, ai tot felul de mod de soi, ai Lyft. Da. Noi Lyft nu avem, dar e în alte țări. Ah, da. Adică... Și ce aduc ele nou? Deci ce aduce Uber nou până la urmă? Aia ce, ce ai tu cu mașină? Sistemul de rating. Ah, sistemul de rating. Plus variația prețului. Păi nu ai aici. Plus variația prețului, corect. Variația prețului în funcție de aglomerație, cerere și ofertă... te costă mai mult. Da. Un multiplicator. Chiar a fost într-un revelion, pur și simplu nu găseai. Era pe vremea aia când sunai la companiile de taxi, da? Da. De un taxi și mai departe, și cereai un taxi să te ia de... N-avem. Nu exista. Da, nu exista. Deci nici nu se răspunde. La revedere. Robotul, să te ia de un loc, robotul. Da, deci nu puteai să... Pe când după aia, când a apărut Uber, era, puteai găseai, dar era un preț de asta mai mare. Deci, cred că rating-ul a fost mecheria. Rating. Deci ăștia când se iau de piața liberă, veneau cu teoria jocului și că mă întâlnesc doar o dată în viață cu taximetristul și mă înțepuiește. Uh-huh. Da, uite, detractorii lui Milei acum. Deci îi spun lui Milei, mă rog, spun presie, că nu vorbesc cu Milei. Dom'le, omul ăsta n-are nicio strategie. Nu, deci nu vedem. El improvizează, deci... Nu poți să înțeleagă. Cred, nu poți să înțeleagă. Da, nu poți să înțeleagă. Dom'le, deci statul se retrage din industria farmaceutică, din piața chiriilor și mai departe. Dom'le, dar trebuie să spun în ce direcție trebuie să meargă lucrurile în pentru zona asta puteți să aveți un monarh. Deci ei nu pot... Improvizează beatul ăsta. Dom'le, el... Asta e strategia lui, de fapt. Lasă piața liberă să își... Nu, nu urmeze știu. Cursul cum dacă doresc ar fi ascultat măcar ce a explicat el însuși. Nu știu liberalism, deși aia care erau la... Da, acolo n-au nicio treabă. Deci el a făcut lecții de economie condensate, deci interviuri din alea de 5 minute, 10 minute și ăștia nu au avut răbdare să asculte, că le explica el ce are de gând. Păi da, cum să suporte 10 minute de la dușmanul? Iau... Uite, avea Claudiu o postare cu asta, cu descentralizarea în educație și descentralizarea în educație și în sănătate și comenta unul punctul ăla cu educația exclus, libertatea de alegere în educație exclus, nu vrea să audă deja ceva. De ce mă, de ce te dă în așa? Libertatea de alegere, știi? Gândește-te la alegerea pâinii sau a iPhone-ului sau a... adică ce e rău? Nu, sau ăștia dacă ar vrea să o ducă logic. Am mai zis noi chestiile astea de 7 ori. Deci dacă ar vrea să o ducă pe cale logică până la capăt, păi dacă nu lași libertate în educație, nu lași libertate în sănătate, păi atunci nu lăsa libertate nici la pâine. Nu reglementează, fă cumva ca toți oamenii să primească pâine. Pâine albă este rea, trebuie doar pâine de tărâțe. E pâinea cât de rea? Nu, ideea că nu are o, n-are o teorie care să-ți explice, știi, de ce la pâine merge și acolo nu merge. N-are nicio teorie, n-are decât chestia aia că copilul va fi prost. Deci dacă nu mai... Ce face? Simte el că-l doare, da. Nu, dar ăsta e argumentul pe care îl învață la școală. Ai niște copii săraci? Câți ani ai, mă? Păi am făcut 12 ani și știi să citești? Nu știu. De ce? Păi piață liber și n-am. Unde să învăț? Trecem la speculant. A. Da, treaba cu speculantul... Treaba cu speculantul este că e iarăși un nelegiuit, un dușman al binelui societății, un profitor de pe urma celor care nu au timp și nu au
posibilitatea să cumpere. Da, și nu au posibilitatea să se ducă să stea la coadă atunci când biletele sunt în vânzare. Și apare acest nenorocit care cumpără biletul la un preț standard sau cât îl vinde teatrul. Ălea la 5 și ți-l dă cu 50. Exact. Când vede că tu vrei să fii însetat de cultură, să te duci la o piesă de teatru, vine și frutură un bilet pe la nas. 50 de euro. Vreau să-l văd și eu pe Remenciuc. 50 de euro. Păi era 5 euro, știi? Eu aș remarca faptul era. Că... Era, da. Nu mai e. Cu excepția, să zicem, a premierelor, da? Specula asta pe parte culturală se petrece doar acolo în care ai oameni pe scenă. Mm-hmm. Nu o găsești, deci... Era și la cinematografe. La cinematografe. Doar la premieră am văzut. Doar la premieră, pentru că e un eveniment unic. În rest, ce rost are. A existat după Revoluție un moment în care oamenii voiau foarte mult să se ducă și erau pline sălile mereu, chit că nu era premier. Și existau speculanți. Okay. Mai erau și astea. Și după premieră, dar nu contează. După, doar la astea de fițe, de la Patria, de Patria, la Scala... Da. Poate doar la... Păi da, dar astea erau de mare fiță, adică erau la vremea respectivă, yes. Ceva. Da, țin și eu minte. Da, deci era special locul, nu neapărat mm-hmm. spectacol. Da, că altfel că dacă îl vedeai la favorit aici filmul sau la Flamura sau la Gloria, tot filmul ăla era, știi? Astea sunt evenimentele sportive. Deci, mie mi se pare că în categoria asta sunt toți acești speculanți, samsari, bișnițari, cum vrei să le spui. Oamenii sunt foarte întristați pe categoria asta de oameni pentru că sunt convins că în niște domenii fac niște agresiuni. Dacă îi întreb oameni, ce-i cu samsarii? Păi n-ai loc de ei. Cum n-ai loc de ei? Păi nu te lasă să nu știu ce. Ok. Deci ceva face, te îngrădește, te împinge, te gonește, te amenință cu o agresiune. E, dacă e cazul. Te înșeală, cred că asta e acuzația, e fraudă. Nu, stai puțin, că asta că n-ai loc de ei e altă acuzație. Asta cu te înșeală e bazat pe altceva. Stai să o rezolvăm puțin pe asta cu n-ai loc de ei. Dacă într-adevăr n-ai loc de ei și vorbim de samsarii din piețe, uh-huh. Așa, nu e adevărat. Îmi pare rău, iar ai greșit în identificarea problemei. Știi de ce n-ai loc de samsari? Pentru că ai licențe uh-huh. pentru piață. Locurile din piață ți le dă status limitate. Dacă vinde mamaie la colț de stradă... Ogonește ciucul. Ogonește ciucul, da? Că se luptă cu evaziunea fiscală, mă înțelegi? Da. Da? Și ce te miră? Faptul că unii care au într-adevăr au făcut niște bani, au făcut niște afaceri, își permit să cumpere politicieni și problema ta este că nu, politicianul e ăla care creează piața de a fi cumpărat, tu ești bou care îl votezi și te aștepți să fie altceva rezultatul. Și ca să nu fiu tot supărat așa, te aștepți mereu să fie altceva tu făcând același lucru, dintotdeauna. Poate e iubirea asta, deci am mai vorbit, e iubirea de ordine. Oamenii sunt îndrăgostiți de ordine. Nu își imaginează că se poate ordine altfel fără decât sistem de centralizat. Da, ca să nu zicem numai stat, că oricum știm că sunt niște... Da, mă, pentru că atunci când ieșeai afară, jucai fotbal. Păi da. Era mișto, aveați antrenor, aveați un sistem de joc, arbitru, da? Aveați arbitru care să vă țină, să nu vă dați cap în cap, da? Aveați toate chestiile astea nu și că fără ele e clar că nu se putea încinge un joc de fotbal în care să nu vă înțelegeți. Nu e bun argumentul. Păi da, noi suntem oameni mari, facem o economie serioasă aici, nu facem curtea școlii, mă, băiatule. Dar care era piață ce făceau ăștia samsarii? A, cumpără și cumpără locurile, nu? Da. Deci că Slacu a fost managerul ăsta de piață și vindea băiat. Tara baia cine? X. Pac. Y. Pac. Păi, și de ce? Pentru că
Da? Din punct de vedere al pieței, piețarul, omul care e director de piață, vrea să știe care piața ocupată, care ăla care umblă dimineața pe piață să ia banii pentru chirie, pentru tarabe, are de unde să ia. Uite, să ne imaginăm o piață privată, o piață agroalimentară privată. Nu. Nu pentru se poate. Că absolut toate toate acțiunile de comerț, chit că le ai cu fructe, că piața agroalimentară privată e aia de la Cora, dacă vrei neapărat, da? Dar absolut toate produsele pentru consum uman care se vând în comerț se supun diferitelor reglementare ale statului. Azi, dar fii atent că în piață, la ora actuală, se știe piețele de stat, nu mai există niciun samstar. Pentru că a introdus certificat de producător. Așa și-au cumpărat. Nu. Așa și-au cumpărat certificat de producător. Scuză-mă, nu, n-ai dreptate. Există așa. În piețele agroalimentare, există zone dedicate producătorilor așa. Și zone dedicate non-producătorilor, samsarilor. Deci okay. Nu e că nu mai există niciunul. Bun, dar este că și certificatul de producător, deci... Evident că... Bine, problema... Care e critica până la urmă? Pentru că și un mall, nu? Dă... Problema pieței ar fi că na, că sunt date politic. Date politic și dacă vrei un argument pur economic, n-ar fi cel mai eficient să... Cea mai eficientă alocare. Pentru că așa și un mall, un proprietar de mall, dă... Alocă... Da, visul meu de piață agroalimentară liberă ar fi veniți și vindeți. Eu să zicem că sunt stăpânul sectorului, mă rog, primar, da? Și zice... Că la început campania electorală, da, scuzați. Dacă vrei să faci campanie... Votați like-uri la videos. Veniți aici și vindeți. Și el lumea o zică, cum, păi vinde usturoi alterat. Ok, te duci la... mamaie și zici, dă-și mie un usturoi, îl testezi, ne pare rău, e nasol, da, afuera. Asta e tot ce, deci dacă vrei să aperi oamenii, îi aperi de agresiuni din astea în care să vinde ceva stricat, dar altfel lasă-i în pace. Păi a venit pe trotuar. Păi eu cred că ar fi intrat în piață înăuntru să vândă, dar lași, ce a zis Valin? Și mai este o... care... E posibil să se producă neoficial în piețe, și anume o bursă, pentru că prețul, locul la tarabă este, ca să și revenim la capitolul loc, este atribuit pe baza primul venit, primul servit. În momentul în care ți-ai luat... Stai, țineți ideea că până să revenim la pe primul venit, primul servit, nu sunt sigur că e așa, apropo... dar până să ajungem la sistemul ăsta e celălalt contraargument de care vorbea Costel. Argumentul argumentul cu frauda. Că samsarii fraudează. Nu fraudează. Deci ăsta are la bază că uite cum a fost gândirea asta medievală, dobânda corectă, știi? Prețul corect. Uh-huh. Apropo legat de discuția despre dobânzi din evul mediu, dar și despre prețul în general. Cât costă laptopul ăla? Păi atât, atât de mult. Nu e corect acest preț. Ori la speculant e clar că nu e. Dacă el l-a luat cu 5 și îl dă cu 50, e evident că nu e un preț corect. Zici că nu știu pentru cine e evident chestia asta. Plus că sunt mai mulți speculanți care când văd că unul dă cu 50, nu-și vinde marfa și el ar putea să dea cu 45 din care a luat cu 5, are 40 profit, zice, bă, hai să dau cu 45. Du-i 45, eu duc cu 40. Și războiul ăsta între speculanți, până la urmă, ajunge la preț 6 corect. Lei. Adică ce să vezi dacă... Că asta e și ce spune Bloc în preambulul capitolului, zice că speculanții în sine nu pot apărea decât atunci când prețul oficial este sub prețul de echilibru. Dacă prețul oficial e prețul de echilibru, ce să vezi, o să dea tot cu 6 lei, adică nimeni nu mai face profit. Da. Da? Deci ai două... Țăranii adevărați, dacă ne legăm de țărani, ei n-au timp să se ducă în piață. Exact. Deci... Bine, e un pic ieșit, că de ce nu își angajează niște vânzători, marketeri? Eu toți țăranii care cunosc preferă să vină cineva, speculantul X,
să le ia din fața porții și du-te, frate, cu ele, lasă-mă că nu mă duc eu pe la București. Am scăpat de ele de aici, că stăteam pe ele. Ca să-ți răspund, este exact motivul pentru care prefer să îți livreze acasă decât să te duci tu până la Vaslui să le iei de la magazin. De acolo. Deci gândește, comanzi ceva pe net, da? Mm. O, orice, nu știu, o scândură, o ceva, da? Un palet de a, nu, ceva. Ce zice Gabi, da, dar eu zic că de ce nu-și fac niște asociații în care să zică, măi... Pentru că e mai profitabil așa. E mai profitabil, așa, să vină, da, deja cineva? Da. A, atunci asta e piața, ok, great. De ce atunci să nu se mai plângă. De ce ăia care vând la hipermarket, de ce nu-și fac ei magazine? Ia, e aceeași... Bine, aici ar putea să zici că nu-i lasă, că-s reglementări, că nu știu. Nu-i las. Ei, cum să nu te las? Așa cum face un hipermarket, îl lasă și pe el, știi? Dar sunt diverse chestii, nu are suficient capital. Nu e mai bun pe producție decât pe retail, știi? Stai că vreau să zic două chestii despre bișnițari. Deci, unul, lumea zice că ei sunt cartelizați, de fapt, și nu putem să cumpărăm și noi liniștiți prețul corect sau de piață, că aici ai tot fel de nuanțe, din cauza că ei sau în toți înțelegi, țin prețul sus. Căutați la, când am discutat economia într-o lecție de Henry Hazlitt, episodul greu cu prețurile. Da, și voi băgați un search, episodul greu cu prețurile. Acolo discutăm și despre cartel. A doua observație este că ei n-au nicio garanție că o să-și facă profiturile alea. Deci un speculant încearcă să câștige. Cumpără bilete, whatever, dacă nu le vinde, pierde la revedere. Și lumea ce o să zică aici, ca să râdem și să ne demoralizăm și să plecăm acasă? Lumea o să zică, las care de un să piardă, adică bullshit. De... Nu-și pune problema asta, tocmai că lumea nu-și pune problema asta, uite că nici loc n-aduce argumentul ăsta aici. Argumentul riscului, deci speculantul și asumă un risc, poate o piesă proastă, rămâne și cu... Nu dai nici cu... Ai pierdut bani, ce să mai, nu o vinzi nici la 5 lei. Dacă e așa de profitabilă, domnule, speculanța și au bani de rup, ia apucă-te și să faci și tu. Să vezi că e cam dificil. Nu e chiar așa ușor. De mie mi-a fost clară discuția asta lui Bloc cu prețul la mic sub prețul pieței. Cinematografia nu mi-a... Da. Toată discuția e. Da, știu. Păi e legată și de treaba asta cu primul venit, primul servit. Pentru că asta e metoda standard la cinematografe, la evenimente sportive. Dom'le, noi avem un spectacol, un eveniment sportiv, vindem bilete, prețul este 5 dolari, poftiți și serviți-vă. Da? Lumea vine cu 2-3 zile înainte și cumpără bilet, când se termină biletele cu 5 dolari, gata. Ne-am acoperit cele 20.000 de locuri sau 300 de locuri din sala de cinematograf sau așa mai departe. Nu, dar în orice domeniu atunci crești prețul când vezi că a explodat cererea. Ori Bloc zice nu. La... Da. Deci nu e ca la hipermarket. Sari prețul. Pentru că lumea nu mai cumpără din Lidl. Pentru că prețul e tipărit pe bilet. Tipărește ăla nou, altul. Nu, ai putea să zicem să ai un fel de... Deci, fel... De la electronice, știi, și modifici din... La avioane. Da. Se aștept... Se așteaptă, da, pentru reputație. O bagă pe asta, Bloc, cu reputația. Domne... Păi și de ce n-au alții probleme? Asta era obiecția mea. De ce un hipermarket nu zice, domnule, nu poți să crezi salamul la biscuiți, că se uită lumea. Nu se uită, ia mărește tu prețul la Shakespeare să vezi. Eu te înțeleg pe tine. Deci eu așa aș vrea și eu să fie, știi? Măresc prețurile, deci dacă țineți minte la... Erau de stat atunci cinematografele, prețul era foarte mic. Acum sunt prețurile mai mari, da? Deci le-au mărit, dar tot e o chestie de tipul același preț și primul venit, primul servit. Însă, cred că are legătură și cu o chestie psihologică aici. Gândește că o să ai în sală oameni care au plătit mai puțin și unii mai mult. Și patronul acelei săli spune,
Domne, n-aș vrea să am spectatori în sală care se simte că au fost păcăliți. Domne, eu am plătit mai mult. Și asta e normal acum, că ai locuri la nu știu unde și locuri nu știu unde. Du-te la Teatrul Național și să vezi că unele costă. Mai aici e vorba de cultură, de artă. Se crede că, domne, trebuie să am niște standarde etice și le introduc. Nu, eu mă gândesc dacă nu cumva, dacă nu cumva greșește bloc și că problema era tot de intervenție de stat, că sunt prețurile alea mici. Nu neapărat, în privat nu neapărat crește. Nu neapărat, pentru că uite, gândește la există tot felul de mă rog, la teatru e greu să ne gândim pentru că ce? Că nu ne ducem. Nu, e greu să ne gândim pentru că de când a devenit misiunea statului să promoveze arta, absolut toate teatrele din lume, inclusiv din țările capitaliste, au fonduri de stat băgate până ele, sau burse sau chestii de genul ăsta primite de la stat. Deci asta zic că e greu la teatru. Dar uite la circ, de exemplu. Dacă circurile sunt private, n-ai nicio problemă. Bilet de intrare e același. Ăsta e în primul rând, chit că ăsta e în ultimul rând. Da? Deci există un motiv pentru care patronii de asemenea situații sunt, nu sunt dispuși să crească prețul. Acum eu aș zice că motivul vine din două părți. Unu, bloc îl subliniază pe unul dintre ele. Își prețul, țin prețul mic pentru că în felul ăsta își fac reclamă. În felul ăsta își atrag o cerere mai mare la ei, mai mare către ei. Asta ar fi una dintre teoriile reclamă, gândite de bloc. Argumentul era că vede lumea coad. Da. Așa, eu mă gândeam la comunist când am citit chestia asta. Occidentalii vedeau cozile din România. Hai să ai și noi. Să sunt și noi la coadă. Da. Dacă e coadă, cum zicea Bernie Sanders, ce înseamnă că e coadă? Că există produse, știi? Altfel nu. Adică a fost coadă și la iPhone-uri. Da, sau la PlayStation, se pare 3-4, e super capitalistă treaba. Asta ar fi o variantă. O altă variantă pentru care nu cresc prețurile la circ, vorbesc strict la circ, că discutăm de așa, este că lumea s-a obișnuit cu ideea că acum dacă vrem să o dăm să împingem principiile economice până în pânzele albe, o să mai spun ceva imediat după. Oamenii s-au obișnuit cu ideea să fie același preț. Da, bilete din aceeași categorie să fie același preț. Și dacă ar schimba producători, mă rog, ofertanții de săli, așa modelul, și-ar asuma o scădere temporară a cererii pe care nu sunt dispuși. Merge și așa, ei primesc destui bani, sunt dispuși să lase restul în piață, pe mâna speculanților, dacă e cazul, și o să ajung la final să-ți povestesc cum de fapt își recuperează banii ăștia unii dintre ei, dar mai încolo. Acum, în domeniul arenelor sportive și a evenimentelor sportive. Acum, al doilea lucru, ziceam că dacă e să împingem principiul ăsta până în pânzele albe, atunci ai putea să vii cu întrebarea, domnule, dar de ce nu negociază prețul la casă fiecare client? Că teoretic, dacă vrei să aplici principiile economice, negociezi fiecare care cumpără, trebuie să ducă o negociere individuală. Exact. Ai un cost. Sau ce mai zice bloc, că îți faci tu planul, știi, dacă tu ți-ai făcut exact cu 5 dolari și la ți-l dă cu 10. Ai alte dezavantaje de genul ăsta. Da. Dar asta cu reclama poate fi că și-a morala speculantul, nu? Ce? Lumea jură speculantul. Da, nu jură și mai da, exact. Da, da. Da. Exact. Și asta e o chestie. Da. Mă gândeam mai mult că sunt de stat. Nu prea, sunt de stat în România. Da, da. Asta încerc să spun că dacă vrei argumentul așa, atunci ok, circurile nu-s de stat, nici unul dintre ele. Nici circul de stat? Nici măcar, circul de stat nu mai există. E privat. Închiriază locația, care, știi? Care era? Ce? Care? A, circul de stat e doar clădirea. Cel mare. Da, ăla din Tei. Închiriază locația, nu e... Și peste tot până lumea, adică sunt tot felul de circuri din astea și atunci ei ar trebui să bage, dar dacă nu bagă nici măcar ei, înseamnă că e un alt motiv. Decât care e cel mai convingător din asta? Eu aș zice că nu sunt, că lumea se așteaptă la modelul ăsta de preț
nu sunt dispuși să-și asume ei costurile cu schimbarea. Primesc destui bani prin modelul ăsta. Deci preț egal și mic, nu? Da, preț egal și mai mic decât prețul de echilibru de pe piață. Și logic să aștepte lumea, pentru că ai niște costuri mari, chiar dacă ai acum super internet și cauți pe site-uri, nu știu ce, până și ăla e enervant, să stai să cauți unde e cel mai ieftin. E liniștitor să știi, domne, mă duc la aia, o să fie un preț fix. Chit că ne așteptăm că a crescut față de anul trecut sau ceva, dar e pe acolo undeva. Și ăla e. Ne ducem la circ, nu te gândești, stai să-mi găsesc cel mai bun preț la circ, oh my god, no. Da, dar uite unde nu apar speculanții. La bursă. Poftim? What? Try again. La bursă nu apar speculanții, pentru că cei care cumpără sunt ei înșiși speculanți, cum ar veni, știi? Deci nu pot să apar, nu apar să zicem, oameni care să... Păi, este o... Un invers. Nu, nu. Există, să zicem, la ora actuală, prețul acțiunilor iPhone, Apple, să zicem, $375. Dom'le, cumpăr acum, că după aia îi dau altora care vor mai scump, știi? Ideea e că o dată mi-asum că poate scade prețul. Deci nu am ca la evenimente sportive de 375 până când începe meciul, ăsta e prețul. Deci nu... E un preț variabil și pe bursă. Și atunci tu nu poți să-l iei. Unde l-ai vinde? L-ai vinde tot pe bursă. De fapt, vei fi un actor de bursă care, ca și ceilalți. Plus că ai lichiditatea mai mare. Tu când cumperi, nu cumperi se termină acțiunile după aia, după ce ai cumpărat tu. Să-ți imaginezi o situație în care se termină acțiunile. Dacă... Nu, acolo când se termină acțiunile de cumpărat, înseamnă că tu ai cumpărat ultima acțiune la un preț de 1.757.000.000 de milioane. Nu există... Depinde dacă, vrea, dacă o firmă are o reputație proastă și toți vor să scape, poți ajungi să le cumperi pe toate. Mă rog, e o marginală, dar... Vor fi acțiuni. Păi da, dar dacă le cumperi pe toate, nu e ca și cum... Deci nu e că se termină acțiunile, ci le-ai luat tu pe toate. Ei, nu, să termin în sensul că nu mai ai altele de luat, dar da. Păi nu, deci în momentul... Termine. Da, ele există. Acțiunile, dacă tu începi să cumperi, și acțiunile, zic cum ești tu, scade un preț pentru că e o companie proastă, tu în momentul ăla ții prețul sus, pentru că alea ar fi trebuit să cadă mult mai repede. Tu cumperi. Mamă, asta cumpără la 375, cumpără. Efectul bine, asta e o chestie din piață. Rămâne, da. Da, mă rog. De asta zic că adică așa prețul, ceva, prețul, mai scade, prețul scade doar așa, întotdeauna la când un moment dat. Vând, nu când cineva stă și da, cumpără. Da, nu, la un moment dat tu dacă tot cumperi și cumperi și cumperi, o să vezi că prețul o ia în sus. Nu mai n-o se ducă în cap să ultimele le cumperi. Ultimele două acțiuni, să știi că nu mai... E practic același motiv pentru care nu o să rămânem niciodată fără petrol. O să fie doar prea scump ca să fie folosit. Da. Da. Și... Așa ceva ar trebui să implementeze și ăștia care ar, să zicem, ar vinde bilete de evenimente sportive sau de cinematograf, o bursă, da. E, există. Mai să nu fac. Există, dar înainte de a povesti eu despre bursa asta a biletelor despre care vorbesc, vroiai să spui mai devreme și te-am întrerupt despre modelul ăla, primul venit, primul servit. Care este un model cărora multora li se pare fair. Da. Dom'le, ăsta este It is the one și îmi place foarte mult cum explică Bloc de ce e o tâmpenie. E o tâmpenie pentru că, în primul rând, dacă tu ești om al muncii, nu ai timp să stai la coadă. Deci tu atât ești defavorizat, nu prinzi bilet. Tu o să cumperi de la speculant după aceea. A doua oară favorizează... Se vede și ce nu se vede, cum zicea Hazlitt. Da, a doua oară cei bogați sunt avantajați pentru că își trimit... roboții. Nu roboții. Angajați, sclavi. Nu stai la coadă, că eu vreau neapărat să... Da? El nici nu prinde la... pe piața speculanților biletul. Da? Ia din prima. Are resurse și deci poate să-și achiziționeze... Ban la ban tragi. Da. Deci, astea sunt motivele pentru care, să zicem, anumite persoane sunt lăsate pe din afară și lăsate, de fapt, la mâna speculanților, dacă chiar își doresc.
să zicem că cineva se prinde de șmecheria asta și zice, domnule, ok, avem 15.000 de bilete la prețul standard și restul de 5.000 din cele 20.000 de locuri le vom pune pe piața liberă. Uitați, aceștia sunt dealerii, speculanții, care au primit 5.000 de bilete și e piață liberă. Ca să lăsăm, să zicem, să favorizăm cei care își doresc neapărat aceste bilete și n-au timp să vină când facem noi vânzarea biletelor, să prinde și ei bilete. Și dreptul la bilet. Da. Problema este că cât, să zicem, câte locuri le lași la pe piața liberă să-și deabrească prețul. Dacă lași puține, să zicem 5.000, să zicem că prețul se stabilește pe la vreo 20-30 față de 5. Dacă pui mai puține, să zicem doar 500, pentru că favorizezi first come, first served, alea 500 cred că ajung la $300-400. Atunci, cel mai bine ar fi să le lași pe toate, să stabilească un preț, ca pe bursă. Atunci, înlocuiește acest primul servit cu un preț de pe piața liberă care să minimizeze prețul pe care de achiziționare, dar și să lași cum ai venit și care își doresc neapărat să vadă evenimentul respectiv, să-l vadă. E, dar mai ai o dinamică în care prețul, deci lași puține bilete și tu zici ar putea să ajungă, pe bună dreptate zici, ar putea să ajungă la sute de dolari. S-ar putea să rămână cu ele. S-ar putea ca să nu asta. Existe cerere atât solvabilă. Da, discută bloc, nu discută. Și ideea e că prin reglementări din astea, de limitări ale prețurilor, de chirii, de nu știu ce, oamenii nu-și permit, nu există o inerție atât de mare. Oamenii își imaginează că economia e, așa cum noi zicem că piața e o forță a naturii, pentru că este, lumea își imaginează că economia are așa o inerție inexorabilă, lucrurile o să meargă înainte. Important e să nu ne păcălească ăștia, dar noi tot ne ducem și cumpărăm. Lucruri care nu e adevărat. Oamenii zic, bă, ok, voiam să mă duc neapărat la cutare lucru, prea scump. Nu mă mai duc. Și nu se mai face. Nu, pentru mine e chestia asta cu un preț fix. Suna, domne, atâta e ca calcularea unui prețul unui produs sau serviciu pe baza valorii muncă. Cam așa mi se. Nu este o chestie subiectivă, da? Domne, e posibil ca unii să-și dorească foarte mult. Vreau așa să făceau văd comuniștii, deci ei puneau un preț, le produceau, dar după aceea nu le mai vindeau, că nu cumpăra nimeni prostiile alea produse pe stoc. Și părea că, nu știu, sau, sunt oamenii răi, nu, că nu vor să mai ia. Dar erau și produse care se cumpărau, prețul era acela, dispărea produsul după aia. Da. Avem pâine, 25 de bani pâinea, dar avem doar 7.000 de pâini. E un oraș de 20.000, domne, restul de 13.000, îmi pare rău, dar ideea e că oricum sacrifici, nu? Și în asta în care interzici speculanții, da, sacrifici. Că na, nu se pupă cererea cu oferta, știi? Da, exact. Ei făceau cerere 30.000 și ofertă 20.000. Trebuie să piară cineva, știi? Da, și nu știi cum să aloci mai bine cererea și oferta. Numărul de bilete și numărul de locuri. Ai, ai două modalități. Raționalizare prin preț, adică lași. Iar speculantul e de tip piață. Speculantul face parte din piață. Exact. Nu ne gândim, la ghișeu e piață, speculantul nu e piață. Nu, ambele sunt piață. Da. Apoi alte criterii discutate de el erau, nu știu, nepotismul, le dai la neamuri, la prieteni, rasismul, excluzi anumite grupuri, sexismul, dai doar la bărbați, ce mai era? Nu mai avea niște izme. O să fie și sexism invers. Cam asta era. Nu cred că este termenul pentru... Ar fi același cu generic. Ar fi generic ăsta și și că e anti-bărbați. Ai misoginism și misandrism. Misandrism? Da. Nu știu.
Nu, 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 nu. E posibil, dar nu am auzit. Ești femofob. În română, da. În engleză, sigur, asta e. E și în română. Ok. Bun, da. De ce îmi place povestea asta, felul în care intră Bloc în detaliu aici, e că îmi dă ocazia să îl citesc pe Captain Capitalism, îl căutați voi să vedeți de cine e vorba, care zice așa: atunci când ești sărac, singurul tău capital este timpul. Da? Dacă tu n-ai nimic de a face, ai găsit o afacere pe care tu stai la coadă, cumperi niște chestii ieftine, după aia poți te duci să le vinzi, te-ai asumat un risc, în primul rând că te-ai făcut antreprenor, normal că statul urăște să-i transforme pe săraci în antreprenori. De ce? Pentru că îi preferă săraci. De ce? Că votează cu PSD-ul. Sau cu varianta PSD-ului din alte țări. Vezi Partidul Democrat în Statele Unite sau alte chestii de genul ăsta. Da? E o oportunitate de afaceri, nu? Stai la coadă, faci, deci cu 50 de dolari, da, faci 500 într-o zi. Auzi scurt, ca să fii... Ce într-o zi, într-o oră, te duci la AIDA, cumperi... Cum sunt poveștile alea toate? Cum am început? Păi am luat un kil de roșii și l-am vândut cu 2 dolari. Dar ca să dăm pieței cei al pieței, sunt și foarte mulți oameni care special îi preferă ei să țină proști și să existe PSD-ul. Adică PSD-ul există și din cauza, e așa. Da. Da, e o spirală care îți potențează, într-adevăr. Într-o parte și din alta. Da, asta ar fi una dintre... Care unul dintre diferența lor. Că nu numai PSD-ul sunt niște nenorociți și că cumva forțat și prin înșelătorii țin oamenii slabi. Sunt și oameni care zic, eu vreau să-mi bat capul. E bine că există PSD-ul. El există din cauza preferințelor oameni. Așa ca o piață. Poate fi, da, yeah. Poate fi. Că nu, domnule, sunt pragmatic. Da, exact. Eu nu, până nu mă lovește, te-a lovit deja, nu, nu trebuie să aștepți. Deci, mie, apropo de pragmatic, deci să mai rog de niște discuții din astea pe la Bloc, de exemplu, nu Walter Bloc, ci Blocul de Locuințe. Și zicea o adunare generală, să schimbăm coloanele comune de țevi. Păi, stați așa, nu e mai înțelept, a zis cineva, nu e mai înțelept să așteptăm, ne schimbăm când se strică pe rând. Și pare pragmatic așa că, da, nu mai stricăciune ai, nu-ți merge, păi când pragmatic ar fi să faci un plan și te apuci să le schimbi înainte să strice. Da, da, pragmatic, acum eu... Ce este un calcul, știi? Eu înțeleg pe la care se supără și zice stai să le strică, stai să le schimbăm doar când se strică, pentru că mod normal tu ar trebui să știi pe, să-ți faci planul ăsta dacă ești o asociație așa disciplinată din timp, adică să nu spui, păi facem anul ăsta, păi mâncați așa doar ce mi-am renovat casa, vrei să vii să mi-o spargi iară. Yes. Adică am dat banii ăștia și nici nu am timp să mă bucur de păi ei. Ia, dacă se strică e mai rău. Ce? Păi dacă se strică, dacă se strică, dar asta spune și ăla, las, schimbă-le când se strică. Lasă că eu am fost la biserică și m-am rugat și nu o să se strice. Da, e cât de calcul. Opa, așa. De calcul economic, tehnologic, nu? Da, e... De oportunitate. De oportunitate. De când aibă loc o anumită treabă. Adică dacă ar fi o chestie de genul punem 2-3 ani înainte planul și știm că peste 3 ani schimbăm astea, să se strângă banii din timp, o parte din ei, da, e stabilit, atunci da, poți să zici că ideal, mai intră. Ideal ar fi să faci pe 10 de ani, că ele țin, da, ele țin foarte 3, mult. Pe 3 ani nici măcar nu ai certitudinea că o să ai același președinte. Da, dar hotărârea adunării trebuie respectată. Doar cu altă adunare poate fi schimbată. Vezi ce zic? Dacă se schimbă el președintele, nu ia hotărâre invers. Ba da. El să ia hotărâre de capul lui. Nu, adică președintele e ales, da? A. Deci înseamnă că și-a strâns o majoritate. E partidul meu, dați-mi consiliu. Să schimbă totuși, și... Ca paranteză, totuși la Bloc... de locuințe, ai mai multe șanse să schimbi comitetul președintele decât în orice, aproape orice altă, în afară de piața liberă unde cumperi, nu cumperi, negociezi prețul,
Aici unde e cu majorități, cu votat, păi, mi se pare că e cel mai... Bă, nu e, ne place, l-ai pus de o lună, nu-i nimic, îl schimbăm. E când nu stă 4 ani. E principiul descentralizării, Alex. Adică e faptul că e cel mai aproape de organizația care e cel mai aproape de tine. Da, mă mir, nu, să nu le dăm idei, dar mă mir că n-a zis cineva, nu, domnule, nu mai schimbați președinții așa, cum vreți voi. 4 ani, democratic. Hai că vine Ciucu acum, vezi tu, pe dracu. Vezi ordine și disciplină. Liberală. Ei, mai avem cu investiții. Da, vreau să zic așa, că felul în care a rezolvat piața și a dat dreptate este în Statele Unite, de exemplu, și cred că și în Europa, în Marea Britanie, din câte țin minte, există oameni care sunt abonați la meciurile echipei cu tare. Da? Deci tu ai o echipă, să zicem Los Angeles Lakers din NBA, dar nu vorbim de ei că deja sunt faimoși, dar ideea e că înainte de la începutul sezonului, ei pun în vânzare bilete pe întreg sezonul, un fel de abonament de sezon, pun în vânzare biletele respective, în principal către abonații care au fost sezonul trecut, pentru că presupui că vor să întoarcă. După aia ce a rămas de scot pe piața liberă, da? Și asta ocupă un anumit, o anumită cantitate. Mi se pare că în rest mai au ceva de genul, asta ocupă ceva de genul 70%, 75% din capacitatea arenei. Restul 25% le pun la vânzare de la meci la meci, nu contează. Dar există sisteme online câteodată organizate chiar de, sau patronate chiar de arena respectivă, în care tu ca abonat poți să-ți pui biletele pe care știi că nu le folosești la vânzare la preț liber. E specul. Și se licitează și se negociază. E specul. Și din păcate au luat rolul speculatorului, speculantului, da, deci nu o săracul ăla o să rămână sărac și o să voteze PSD-ul. Dar uite că există o soluție alternativă automatizată, da? În care face exact ce ar fi făcut sărmanul ăla. Tot speculă, doar da. Că e pe OLX. Da, exact. Era mai mișto specula tradițională când venea scotean. Da, frumos, frumos, da, așa este. Și ajungem la Terpico. Mă rog. Polițiști corupți. L-ați văzut? Eu l-am văzut acum. Cred că de dacă mult. Ne uităm, oamenii, copiii din ziua de astăzi, nici nu știu cine e. Ce vorbiți, mă, des? Ok, vaccinat, totuși. Păi și copiii, tineretul din ziua de azi. Nu mai știe cine e Al Pacino? Nu știe cine e Al Pacino, doamne. Ba știe, dar dacă s-a uitat la Hit sau la Nașu sau la... Așa e mare lucru. În 73, cred că a apărut. Bloc a scris în 76, deci era proaspăt. Mm-hmm. Presia era proaspăt. Nu mai știu, a luat Oscar-ul? Hai că vedem. Așa. Dar conflictul principal mi se pare în interiorul lui Serpico este acela de între apărarea legii și legea morală. Uh-huh. Deci eu am jurat să apăr legea, dar câteodată mi se pare că legea nu este aceeași, nu e identică cu... Mi se pare mie moral. Mi se aici pare... ideea care era, că Țerpico uneori ca să apere regula corectă, mai trecea peste ordine și reglementări. Da. Pe da. De altă parte, tot în litera legii, îi urmărea pe niște colegi polițiști care permiteau tot felul de crime fără victime. Da. Dar și... De exemplu, când a trecut dincolo de zona unde trebuia să patroleze, a auzit strigăte de ajutor la 2-3 străzi mai încolo, colegul lui poliției, domne, atâta legea ne permite să mergem până aici, nu e treaba noastră să ne băgăm. El a zis, domne, hai să depășim totuși litera legii, hai să mergem, că uite, na, cineva ne cere ajutorul în partea aia. Asta observație cinică. Răutăceasa lui Bloc. Deci îl face bine când încalcă legea, știi? Da. Serpico. Mi se pare că și el câteodată
trece... E de văzut dacă legea era chiar așa tembelă, știi, dacă avea un viol 3 metri mai încolo. Nu, dacă... Eu cred că avea acoperire, știi, în... Cred că era o regulă... E interesantă observația lui Bloch, știi? Da. Domnul ăsta face bine când încalcă, nu? Știu că atunci când încalca legea și făcea binele, pur și simplu nu i se atribuia lui meritele. Pentru că nu trebuie să iasă în hârtii că ai trecut dincolo de cadrul legal. Mă rog, și pe de altă parte, după aia aveai niște colegi polițiști care permiteau niște chestii. Ce permiteau aia? Jocuri de noroc? Vânzarea de droguri la colțul străzii? Ăia sunt eroi. Uite, cartea lui Bloch despre eroi. Ăia sunt eroi. Acei polițiști corupți care te lăsau în pace, știi? Nu care își erau bani. Am zice că ăștia sunt agresori. Ăia care acceptau, să zice. Da. Acceptau bani. Dacă oferta de bani, de mită, venea din partea celor care încărcau legea, dar nu făceau victime, da? Și măsluiau puțin, ungeau puțin polițiștii. Dom'le, ia aici e tu un suc și numai tăci cu vederea ce facem noi aici. E ok. Deci este în cadrul principiului non-agresiunii și Bloch îi laude și pe aia care dormeau în bocan, știi, care frecau menta prin secție, știi, deci pentru el și aia sunt eroi, știi, da. Că nu implementează legile aberante ale statului. Da. Asta e, nu mai trecem pe strada aia astăzi, să facem, ne facem turul, stăm aici, la căldurică. Da, și... Și să nu uităm că toate discuțiile astea despre ce e legal, dar ce e corect, dar cine e agresat sau nu, în situațiile astea cu prostituție, droguri, jocuri de noroc, sunt născute din reglementări de putere centrală care nu știm, ori vrea să apere pe niște ai lor de casă, ori au o presiune politică în funcție de nu știu ce moralitate, totuși lucrurile alea se întâmplă și nu strică nimănui. Bineînțeles că argumentul, contraargumentul este strică societății. Ei, da, e important, asta este important. A, iar Lux spune aici o... Vreau să zic. Da, da. Vreau să zic două lucruri deodată, dar așa. O să aleg unul. Cel mai important lucru care mi s-a părut în capitolul ăsta este cine va decide când treci cu vederea litera legii și să spui aici mai importantă cum gândesc eu binele și răul, deci un fel de etică personală. El spune așa, nu există altcineva care să decide decât noi ăștia, mere humans, noi suntem cei care atunci în spațiul respectiv și la timpul respectiv trebuie să luăm o decizie și să zicem trec cu vederea sau nu trec cu vederea. Implementez, să zicem, răutatea legii sau îi las pe oameni să se angajeze în activități voluntare cum vor ei. E, mi se pare că paralela asta făcută de obicei între societate și o pădure, să zici, mie mi se pare că nu ține, din cauza că pădurea e făcută din forțe simple ale naturii care au o inerție clară. Cineva o zică, păi și oamenii au o inerție. Eu aș răspunde că dacă au inerție așa de simplu naturală și nu iau hotărâri, nu își folosesc liberul arbitru, atunci poate că nu e o societate umană, poate e o societate de tip... Nu ține deloc comparația asta, pentru că și cel care, să zicem, e așa, merge inerțial, asta e o alegere a lui. Deci, el a ales să nu-i pese sau să nu facă ceva sau nu intervină sau să... Nu, adică, și între timp, da, putem să înțelegem evident natura umană, ești obosit, e efortul prea mare. Ok, înțelegem de ce se întâmplă în diverse momente sau zone sau situații forțe de astea inerțiale. Ok, putem, evident că înțelegem. Totuși, nu uităm că mereu omul poate să aleagă. Și e răspunzător. Mi se pare că e și răspunzător să aleagă. Pentru orice act faci, ca ales sau n-a ales,
a făcut sau nu a făcut, e răspunzător pentru tot. Mie mi-a adus aminte de Steinhardt. Steinhardt era cel mai mult de ăștia care făceau exces de zel. Asta face și Serbico. Da. Steinhardt îi plăceau jumanfișiștii, deci ei, gardienii aia care treceau cu vederea. E, Serbico nu era așa. Serbico era pus să facă bine. Deci nu te... Busybody, nu e terenul ăsta. Era greu să stea, știi? Pentru inerție era să te duc acolo, nu acționeze. Dar și comparația asta cu tot timpul o bagă pe... Era, să zicem, situația gardinilor din lagărele naziste cu toată perioada aceea. Da, dar fix la asta mă gândeam că nu trebuie neapărat să ne ducem la lagărele naziste, că o să vină lumea și o să zică, domne, nu e același lucru. Bine, avem un experimentul Pitești. Nu erau naziști ăia care au făcut la experimentul Pitești, erau comuniști, da? Dușmanilor de moarte, cică. Frații noștri. Da. Noi suntem români, așa. Și ăia de la Pitești. Ok. Deci se poate și... și că apropo de asta, zici că o stă mai devreme din Steinhardt. Da. Ei, problema este, de fapt, aici, în jurul lui Serbico, sunt două lucruri. Unu, pe care vrea să le inducă bloc. Unu, mai ușor cu poliția păscări, că de fapt poliția este aia care la nevoie îți bagă pulanul în coaste, da? Pentru că și vorba aia, în pandemie, bine, nu trebuie să ne ducem mai departe, că vorba aia a fost acum, că poate n-ați uitat deja, da? Cine îți interzicea chestii? Tot acolo aveai polițiști care erau oameni, da? Închideau ochii și la unele altele. Că... Eram acum câteva zile într-un autobuz și am auzit o țață că se plângea lui Măsa. Și când spun țață că se plângea lui Măsa, spun țață că se plângea lui Măsa pentru că am auzit-o eu în autobuz fără să stau lângă ele. Da? Și de ce se plângea? Eram trei oameni în tot autobus. De ce se plângea? Se plângea că, domne, în zona asta, în pandemie, a fost dezastru. A fost un... Deci nu, mie nu-mi place că n-au avut grijă. Adică poliția trecea cu vederea, că nu se purta mască, că stăteau magazinele târziu, că... Nu știu, și tot felul de tembelități de genul ăsta. Ok, polițiștii din categoriile, din... care au făcut scut în loc de enforcement, da, la vremea respectivă, ăia, taman ăia erau pe post de eroi și te plângea ea că s-a întâlnit într-o seară cu un polițist, cu un polițist care ieșea de la un magazin din ăsta care trebuia să fie închis. Și... a luat ea cu simț de răspunde, păi ce faceți pe aici? Care polițistul i-a spus, dar dumneavoastră ce faceți pe aici, pe stradă? Adică era după curfew, după tot povestea. Da, și genul ăsta de oameni care vor, că, de fapt care era plângerea ei? Păi ori respectăm toți legea, ori nu respectăm toți legea. A zis Alexandru mai devreme, este de genul ăsta, da? Nu, răspunsul e nu respectăm toți legea, mai ales dacă legea e tâmpită. Dacă tu te supui voluntar la așa ceva, nu fi crabul care îi trage înapoi pe el alți jos în găleată. Deci oamenii nu pot să joace, de-aia e îndodi. Li se pare că dacă vii cu un exemplu exagerat, tocmai ca să ilustrezi subiectul, mi se pare, haideți domnule, păi ce asta, grădiniță, inventăm acum, lucrurile nu stau așa, să fim pragmatici. De exemplu, câteodată, vă că nivelul la care trebuie să-ți explic e ăla de grădiniță, că mai sus nu pricepi. Dar cu cine te cerți? Omul de paie. Mă rog, ideea e că... Omul de pe Twitter. Da, omul de pe Twitter. Omul Twitterus. Mă rog, ideea este că vor să fie ordine, domne, și nu
suportă. Și tu vrei asta. Ca la grădiniță. Asta voia și educatoarea. Nu. Să fie ordine. Toată lumea în pat la patru. Nu e după masă de prânz, la două. Numai că nu e ordine. Exact. Poți formula o critică de asta de Mises. Ok, și eu sunt de acord cu scopul tău, doar că în mijloacele. Ce vrei tu? Păi vreau o educație de calitate. Păi nu o să-ți oferi niciodată asta. Dar pe educație de calitate. Există argumente economice. Deci nu e... Nu, dar vreau să zic, ai putea să... Eu am scopul ăsta. Eu vreau educație de calitate. Doar că nu o faci așa. O să ilustrezi, zici, se dă o lege în care în zile pare trebuie să topăie toți oamenii pe piciorul stâng când ies în public, acasă au voie în două picioare. Și în zilele impare pe piciorul drept. Ar părea complet idiot, inimaginabil așa ceva. Așa. Da? Germanii mai întâi ar spune, e lege, trebuie să o respectăm. Exact, nu da. Poți să conduci dacă ți-a luat carnet. Nu? Asta e partea ta, sau cu o influență mare în Europa și nu mai... Useriștii ar spune... Ei, ultimul liberal, nemții l-au avut pe Humboldt ăla, cu 300 de ani. De la EU, ar zice. A, nu, că mai fost Röpke. Da, problema lui este, doamna, cine decide dacă legea asta este ok să o încalci acum sau nu? De exemplu, dacă vezi un furt, dacă vezi un copil într-o situație în care n-ar trebui să fie, aplic legea sau lasă în serpico? Sau trec cu vederea? If you say something suspicious, if you see something suspicious, say something. Vezi, spui, whistleblower, închisoare. Da. Adică, deci, da, dacă ești polițist, trebuie să intervii, nu numai să spui ceva, trebuie să oprești ilegalitatea respectivă sau trebuie să faci diferența asta. Vezi de oameni care nu există victimă în infracțiunea respectivă, trebuie cu vederea. Dom'le, ar trebui să fie undeva, nu știu, o autoritate care să ne spună care e diferența, că unele legi sunt așa de complicate. Parlamentul. Că... Misiile alea. Da, mă repet că mai ai spus. Comitetele. Tu la fața locului trebuie să-ți pui minte la contribuție și să iei decizie. Așa cum Bloch îl acuză pe Serpico de inconsecvență, când în anumite cazuri alege să încalce legea și procedura și în alte cazuri legea și procedura sunt sfinte, da? Tot așa putem să spunem că eu înțeleg. Deci noi am mai avut discuția asta de nu știu câte ori. Între morală, între moralitate și lege, ce alegi, cum alegi, când alegi, e greu. Înțeleg că e greu. Dar acum, dacă tu ești din ăla și știți, vă știți mulți în situația asta, da? Tu ești din ăla care își setează ceasul după ce zice legea, da? Și cumva are senzația că, domne, dacă e lege, trebuie să o respectăm, înțeles? Sunt măsurile constituționale, sunt în vigoare, e tot ce contează, da? Dacă tu ești unul din ăsta, tu să nu te prind în piață la vreun protest pe vreo lege. Vine la aia cu abuzul. Băi? La aia contra Dragnea. Da, uite, apropo și de Constituție. Deci Constituția, cum era? The Constitution of No Authority. Deci Constituția, te gândești, mă, trebuie să avem și noi o ordine, nu? Bine, ok. Care ar fi o ordine sănătoasă? Păi, ideile coerente între ele. În primul rând, non-agresiunea și proprietatea. Care îți răspund orice vrei tu, când vrei și când nu vrei. Ele îți răspund la probleme. Deci asta este rădăcina, sâmburele și ce mai izvorul Constituției. Deci nu cuvinte scrise, le-a scris nu știu cine... și verificăm față de aia. Se pare că e o greșită pe care o fac mulți oameni. Păi da, dar ăsta e sistemul astăzi. Păi și până când vreți să-l lăsați așa? Nu fac iar apel la gândiți-vă la copii, dar copiii noștri tot așa o să trebuiască să lupte cu morile de vânt? Problema e și dacă e o nemulțumire, pentru că tânărul rebel și antisistem sau omul de 50 de ani au o nemulțumire. Deci, pentru că el acceptă status quo, cum zic, dacă ai fi mulțumit, ok. E rațional să accepti mijloacele de a rezolva o problemă.
Dar dacă ție s-ar draci, știi că da. Nu ești mulțumit de nimic, nici de dragnea, nici de educație, nici... Vin eu, uite, hai să începem... A, nu, că nu. Mai te dracu. Ce să... Ce să zic? E soluția proastă, știi, soluția schimbării persoanei. Socialismul e bun, deci cum se roia aia pe Claudiu, știi, că exclus libertatea de alegere. Plus, mă, tu te gândești la ce... Ai scris, enormitate, ai spus, da. De ce exclus libertatea de alegere? Libertatea e un lucru bun, știi. Doamne ferește, pe cum să-i lași pe oameni să aleagă? Păi da, da, își dau toți cu părerea așa, ca la piață? Da, ca la piață, exact. Își dau cu părerea în cap. Exact ca la piață. Dacă și-ar da toți cu părerea ca la piață, ai fi mai aproape de un sistem corect. Și de că oamenii nu sunt mulțumiți, dar nici nu încearcă. Eu diagnoză greșită, cred că asta e problema. Diagnoza de persoană. Bine, Simion și el sau Avram Iancu, mai tare, știi? Face el, știi? El rezolvă. Da, deci de multe ori ar vrea, da, e adevărat, să se schimbe. Cel puțin două categorii. Unii care cred că sistemul e bun, da, implement prost, asta evident. Și mai ai unii care zic, da, aș vrea să schimbe mai mult, să scăpăm de niște chestii, care ei, dacă ei la discuții, la bani mărunți, ei ar fi minarhiști, așa. Și, da, și ei zic, dar nu ai ce să, n-ai ce să faci, noi suntem prea mici, să ne batem cu ăștia care sunt prea mari. Mă rog, aici obiecția mea ar fi, păi stai, cum au ajuns așa de mari? Na. Și cum de să mențină așa de mari? Adică nu cumva faptul că nu face nimeni nimic le permite lor să fie mari? Adică, nu știu, să plânge lumea zilele astea de factura electronică obligatorie de la jumătatea anului, nu știu ce. Păi că nu ne place. Sigur nu vă place? Pentru că dacă chiar nu vă place, trebuie să nu o puneți în operă. Ce o să facă? O să închidă toate miile de firme din țară? E ceva incredibil. Păi nu că nu sunt oamenii uniți. Păi nici nu trebuie să fie uniți anume în felul ăla de partid sau ieșit în stradă sau nu ce. Să fie uniți în jurul ideii în care, bă, asta e o prostie. Nu sărim, nu sărim, da, și în simție. Deci nu sărim într-un picior în zilele pare și nu implementăm prostia asta. Și chestia asta se aplică la orice altceva. No means no. Nu, mă, n-are viziunea asta, da, a avut America și n-a avut Europa, știi? Da. Nu are viziunea, oricât ai zice, discutăm pe tot felul de chichițe, dacă omul n-are viziunea aia, știi, al lui Milei, domne, state o porcărie și nu știu ce. Dacă ai viziunea aia, după aia vin și celelalte, știi, pe orice, discutăm despre suc, despre orice. Omul n-are viziune, n-are, partea asta a doua care este. Atitudinea asta de om înfrânt. Da, aici. Păi da, da. Eu sunt un om pragmatic, mă gândesc la mine și la familie, da. Nu trebuie să schimb lumea. Gândește-te, numai dacă... Sunt alții care vor să o schimbe, îi căutăm pe aia deocamdată. Ok, am înțeles. Asta e, ne întâlnim. Știi că și chestii minimale ei implementează, vor să implementeze totul refactura. Dacă 10% zic, dom'le, e o prostie, sau costurile, nu trebuie să zic că e o prostie, costurile sunt așa de mari, eforturile așa de mari, încât îmi închid firma mai bine. Dacă 10% își închid firma din cauza e-factura, dacă din cauza accizei nu mai merg 5% cu mașina, dacă din cauza nu știu care chestii, 3% nu știu ce, ăștia o să vadă că proiecția lor de buget e în aer, știi? Călășia, știi care e? O să zică, a scăzut activitatea economică, trebuie să subvenționăm ceva. Nici ei nu merg, că n-ai să-și dea seama, mobile, știi? Nu vin bani, nu mai sunt bani. Nu mai sunt bani. Cum zice Milei, nu ai plata, știi? Nu sunt bani, știi? Lamentablemente, nu ai plata. Da, și ca în cazul Argentinei, da? După 100 și ceva de ani de schimbat PSD cu PNL și văzut că ajungem în propoase din ce în ce mai mare, poate și la noi o să fie... Îi zbucnase mămăria și o să avem un Milei. Greu. Da. La deal. We keep... Mai e până nu, la ține căutarea. Milei e un miracol, deci Milei un miracol. Nu spune mie că Obama e mai tare decât Milei. Nu spune că Băsescu e mai tare decât Milei.
Deci au venit, Obama a venit pe un, au fost 80 de ani de leftism, poate, a venit ca găina în grămadă, n-a făcut nimic, în timp ce Milei a mers. La curentul, știi. Da, deci. Dacă... Nu s-a ascuns, a zis, sunt anarhist capitalist, știi. Stat e organizație criminală, deci nu, n-a fost... Și plus că a spus chestia asta într-o societate majoritatea socialistă. Obama n-a zis nimic contra curentului. Obama chiar era pe val. Da. Ai zice, a, păi a venit cu Obama chiar. Nu, era pe val. Ia republicanii, fă-le un sondaj să vezi că sunt pro Medicare și Medicaid și toate astea. Deci nu e... A fost o chestie de genul. Dar oamenii, din păcate, apropo de piața dorințelor, oamenii chiar își doresc. Deci dacă ai unul care ți arată că se poate, din punctul nostru de vedere este grav. Deci, dar oamenii se bucură. A venit pe ce ne așteptam. Cum să zic? Trebuie să fie empatic și cu oamenii. Gândește că ce vor libertarienii e abolirea statului. Deci oamenii li s-a spus de la Platon încoace că statul e cea mai frumoasă chestie, cea mai nu știu ce, știi? Ok, admit că poate fi totalitar, poate fi rău în anumite contexte. Platon zicea undeva prin Republica. Da, dacă dăm de tiranul bun, care el de atunci era. Și lumea, da, e un efort, știi, de... Da, nu riși, nu câștigi. Ca samsari. Pentru Alexandru, pentru Costel, Vali, eu am fost Gabi. Și aici se încheie episod al podcastului nostru. Vă spunem Viva la libertate, carajo!